Ziua Roșiei Montane a fost sărbătorită ieri și la Alba Iulia. Evenimentul desfășurat în șanțurile cetății Alba Carolina s-a bucurat de prezența peste 50 de persoane, printre care invitați special din zona munților Apuseni, dar și istorici, cercetători, care au trecut în revistă cei 1882 de ani de atestare documentară a Roșiei Montane. Roșia Montană a sărbătorit zilele trecute împlinirea 1882 de ani. Cea mai veche localitate minieră a fost sărbătorită și la Alba Iulia, alături de alte 30 de localități din țară și din străinătate, care s-au alăturat acestui demers de a readuce în atenție patrimoniul cultural al zonei. Evenimentul a fost organizat de campania Salvați Roșia Montană. Testarea datează din 6 februarie anului 131 și cu această ocazie vrem să atragem atenția asupra problemei Roșiei Montane, asupra ceea ce se întâmplă acolo și să prezentăm publicului ceea ce poate Roșia Montană să ofere. La evenimentul desfășurat în Alba Iulia, sărbătoarea Roșiei Montane a fost adusă cu ajutorul unor proiecții de filme, expoziție de fotografii, prezentări de cărți, dar și discuții pe tema patrimoniului cultural al zonei. Cred că cu toții ați auzit de Roșia Montană, mai ales că de mulți ani încoace este în atenția publicului, în urma proiectului minier de exploatare a aurului pe care compania canadiană Gold Corporation dorește să demareze în acea zonă. Noi credem că, prin demararea acestui proiect, Roșia Montană va dispărea, va reprezenta sfârșitul Roșiei Montane cu ceea ce ea ne oferă astăzi. Ne oferă resurse, patrimoniu, natură și mai ales oamenii de acolo. Astfel, cărțile, filmele, dar și produsele tradiționale au readus în atenție frumusețea și diversitatea localității miniere Roșia Montană.